Biblioteca Municipală a găzduit cea de-a 8-a ediție a simpozionului și concursului național intitulat Culoarea lecturii în bibliotecă. Tema de anul acesta a fost culoarea poeziei lui Eminescu. Biblioteca Municipală George Radu Melidon a găzduit a 8-a ediție a simpozionului și concursului național Culoarea lecturii în bibliotecă. Manifestarea organizată de Cercul de Artă Decorativă al Clubului Copiilor a avut ca temă culoarea poeziei lui Eminescu. Manifestarea de astăzi stă sub semnul Zilelor Municipiului Roman, într-un parteneriat cu Clubul Copiilor din Roman, Cercul de Artă Decorativă, coordonat de doamna profesor dr. Carp Monica. Desfășurăm astăzi simpozionul și concursul național Culoarea lecturii în bibliotecă, ediția a 8-a. Tema aleasă anul acesta este culoarea poeziei lui Eminescu. Trebuie să știți că în fiecare an toate cele 8 ediții au avut câte o temă. Pe scurt, desfășurarea simpozionului e în parteneriat, așa cum vă spuneam. Colega mea, doamna bibliotecar Iuliana Stoleriu, le citește copiilor un fragment din tema aleasă, după care fiecare copil, după priceperea și imaginația lui, redă în imagini scene sau personaje din textul care le-a fost citit. În acest an, simpozionul s-a bucurat de o participare numeroasă, fiind înregistrate peste 500 de lucrări ale copiilor și cadrelor didactice din 37 de județe. Acest simpozion s-a desfășurat pe două secțiuni. O secțiune este cea a concursului și tema acestui concurs este culoarea poeziei lui Eminescu, iar a doua secțiune este pe referate și tema este cuvânt, cânt și culoare în cuvintele lui Eminescu. La acest simpozion au participat aproximativ 500 de copii din toată țara, reprezentând 37 de județe și foarte multe orașe, orașe mari, cum ar fi București, Iași, Timișoara, Bacău, Piatra Neamț, foarte multe lucrări de la școlile din municipiul Roman și din localitățile învecinate municipiului Roman. În total s-au oferit 182 de premii, constând în 53 de locul 1, 49 de locul 2, 36 de locul 3, 37 de mențiuni și 7 premii speciale. Aceste premii au fost oferite la secțiunea de concurs. La secțiunea de simpozion au participat aproximativ 100 de lucrări, 90 realizate de către cadre didactice și, din fericire pentru noi, și 10 realizate de elevi.